o să dau legătura la Truli, care vă așteaptă cu invitatul zilei. Truli, ai legătura! Mulțumesc, Lulu, pentru legătură! După cum vedeți, deocamdată sunt doar eu, dar am aici lângă mine un set de magie, pentru că în următoarele momente o să vină alături de mine magicianul Augustin, care a trecut acum prin cadru și eu nu m-am mai văzut, ce o să mai treacă o dată. Salutare, Augustin, poți să vii aici lângă mine. Ok, mulțumesc, mulțumesc. Hai să bună dimineața, masa. Bună dimineața și bine ai venit. Dumnezeule, bate, bate pumnul. Noi suntem băieței, trebuie să batem pumnul și dacă vrei te învăț și salutul de bătut pumnul. Când bați pumnul trebuie să spui fa la 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 la. Ah, perfect. Încă o dată, încă o dată. Fa la la la. Și încă o dată că îmi place. Fa. Hei, te plictisit deja? Salutare. Bună dimineața. Uite, acolo sunt prietenii noștri de acasă care se uită acum la noi. Prietenii noștri, prietenilor, și dacă vreți pot să fiu și eu prietenul vostru. Da. Dragilor, eu sunt Augustin și aici am o grămadă de chestii de arătat în dimineața asta. Așa că dacă aveți și voi prieteni și vă plac prietenii voștri și vreți să se bucure și voi, dați-le un share să afle și ei despre magia pe care o am în geantă. Ce am eu în geantă? Ia uite ce am în geantă. Chiar, ce ai în geantă aici? Ce am în geantă? Ce am în geantă? Dar nu înțeleg nimic din ce ai aici. Tocmai. Ai un pachet de cărți, asta știu. Hai, facem cu cărți atunci. Hai, începem cu cărțile. Dacă asta ți-a atras atenția, mai chemăm un prieten. Pe cine chemăm dintre ei doi? Dintre ei doi. Lulu, hai, vino în pace. Cine ți-e mai urât? E Lulu, perfect. Bun, eu iubesc pe amândoi, așa, să știi. Bun, super. Lulu, vino în partea asta, te rog frumos. Așa. Tu știi să numeri până la 10? Nu prea. Nu prea. Îl învățăm? Da. Se numără foarte simplu. Uite, copii, puteți să învățați și voi să numărați până la 10 împreună cu noi. Haideți. 7, 5, nu acolo. A, 3, 19. Am impresia că greșesc. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, zici și tu? Așa știu și eu ca tine. 3, 4, 19, 11, 20, 10. Așa știu 20, și tu, el știe 10. Mai bine, că el e cel mai deștept. Nu, că tu ai pelărie de om deștept. Da, dar așa. El e cel mai deștept din gașca, deci. Eu sunt cel mai bun păcătar. Super, deci cum se numără? Ok, bun, atenți, atenți. Deci, 1, 1, 2, 2, 2, așa zis el. Da. 3. 3. 3. Voi copii cum ziceți? Cum ziceți voi? 3. 3. După care 4. Și a zis 4. Și a zis 5. Te-am văzut, sunt cu ochii pe tine. Ok, 4, 5. 5. 5 și 6. 7. Ce urmează după 6? Asta nu știu. 9. 7. 7. Așa, de ce urmează 6, 7 după 6? Că 6 le arată ca 9 întors. Exact. E ciudat. Da. Ciudat. Și după 7 urmează, așa? 10. 8. 8, amețim copii. 8, ok. Și după 8? 9. 9. Și după 9? 10. 10, gata. Yeee, și știi și în limba engleză? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uite, Truli știe în engleză, dar nu știe în română. Deci mai obosit cu mintea. Deci atenți, atenți, atenți. Faceți cu mâinile așa, faceți cu mâinile așa, așa. Și să numărăm, deci hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și tu? Numără tu. Eu mă încurc la numărul. Numai în engleză, că am văzut că te încep. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Și atenție. Câte cărți am aici la tine? 10. Câte cărți am la tine? 10. Așa este. Așa, atenție, atenție, atenție. Copii, copii, copii de acasă, scrieți-ne dacă voi credeți că eu pot să iau din partea asta trei cărți și să le pun în partea asta. Hai să vedem, hai să vedem. Atenție, 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 atenție. O să fac treaba asta prin chestii invizibile. Mișcări invizibile de magician. Atenție, atenție, atenție. Atenție, rămâneți așa, nu vă mișcați. Mă concentrez. Concentrează-te. Ia! Ia! Ciu, 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 ciu. Numără câte cărți au de la tine și pun la el, da? Da. Numără câte cărți au de la el și pun la tine. Doar numără, nu numără. Da, bă. Și mă concentrez. Ce faci, te transformi în samurai? Mă concentrez, asta e concentrare de magician, ca să poți lua lucruri invizibile. Atenție, 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 atenție. Câte am luat de acolo și am pus acolo? 3. Sigur? Cred că da. Câte am luat de la ea și am pus? Nu știu. Răspuns corect. Atenție, atenție, atenție. Copii, scrieți-ne câte cărți am luat de aici și am pus de acolo. Sau câte credeți voi? Poți să le număr?
Stai așa puțin, facem altfel. Dacă el zice că sunt 3, dacă am luat 3 de la el, câte au mai rămas la el? 7! Ce deștept ești în dimineața asta? Eu chiar sunt cel mai deștept din gașca Zoli, să știi. Dumnezeule! Deci, dacă am pus la el 3, el câte mai are acolo? Eu știu! 13! Nu! Câte ai? Dacă 13 nu e răspuns corect, eu nu-l mai spun. Câte cărți aveai? 10! Nu! Aveai câte? 103! Nu! 104! Aveai 10! 10, sorry! Și câte ai acum la că mai pus 3? 13! Asta e! Super! Hai să numărăm, hai să numărăm! Numărăm cu toții? Da! Haideți și... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ai mâncat cărțile? Nu le-am mâncat! Chiar gura sunt mare. 7 cărți! Ți-au plăcut? Au fost bune? Măi! Nu, normal că nu-s bune, că sunt din carton! Nu-s bune! Hai să numărăm, hai să numărăm! Atenție și... 1, 2, 3, louder! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13! Super! Tare! Mamă mie, ție chiar ți-a ieșit magia! Tu chiar ești magician! E prima dată când mi-e se magia. Nu cred, vrei să ne păcălești? Da, e prima dată. Tu ai fost la școala de magicieni? Da, și la facultate, și la universitate, și la doctorat, și la, cum îi mai zice, mentorat, și la, de alea cu ciufuliți. Cum așa? Unde e școala de magicieni? Dacă vreau și eu să mă duc. Da? Ok. Mă, mai pune mâna pe ceva ce vrei de acolo, din pachet, din... Ai aici o din asta. Stai. Nu, Truli, nu alegi ceva inteligent să așa și o secundă, numai puțin. Vreau ceva cu găleata asta. Cu găleata, imediat, la găleată, da? Bine? Da. Ok, știi să cântați la un instrument muzical? Da, eu știu la chitară electrică din aer. Bas? Nu, chitară electrică din aer, asta e. Am înțeles, dar tot bas e și da, aia. Da, ăsta e bas, ți-ai făcut, ți-am arătat eu. Lulu știe la tobe din aer. Da, puțin mai acolo, când la tobe cu lingura. Și vrăjimăturica știe la blăt-flăt. Fii atent. Uite. Ce e asta? Exact, asta voiam să vă întreb și eu. Ce e asta? Găleată, da. Nu? Aveam pretenții. O cupă de gheață. Frapieră. Zice și voi tare, frapieră. Frapieră. Ai zis fraieră? Nu. Frapieră. Ok, bun. Eu știu ce am crezut că e? Am crezut că este degetar de dinozaur. Aaa, ce idei fantastice, nemai concepute, nemai gândite, nemai întâlnite, nemai auzite, nemai... Ai mai auzit așa ceva? Nu. Degetar de dinozaur. Nu, ți-am zis că Trul e cel mai inteligent. El cel mai inteligent? Da. Super. Da, chiar sunt. Fa-la-la-la-la. Exact, atenție. La ce ar folosi un dinozaur un degetar? Păi atunci când coși să nu-ți intre acul în deget. Cling. Ok. Cum s-ar zice, deci, te-am închis. Exact, 404. Din start, așa, bun, atenție. Da. Deci, facem în felul următor. Așa. Ridică mâna sus. Care mână? Aia. Perfect. Și zi așa. Uț, uț, uț. Uți, uți, uți. Ce ai zis, că puți? Nu, am zis uți, uți, uți. Cum ai zis așa, tu? Poate, mua. Și aruncă ușor aici. Ce să aruncă? Aruncă nu am... așa. Da, ce-am aruncat? Un băduț. Tu vorbești serios? Păi, dar nu aveam nimic în mână. Așa este. Ții minte că am zis că te învăț să cânti? Da. Vrei să înveți și tu să cânti? Da. Uite, învață de la el, fii atent. Uite cum se cântă la frapieră. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foarte tare! Dacă sunteți acasă, puteți să-i aplaudați. Bravo! Suntem cei mai tari! Ok, atenți. O să vă dau ceva mai greu. Așa. Ceva mai, vreți ceva mai greu? Da! Mai dificil, da, nu dificil, greu. Dificil. Da, atenție. Și... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și tu. 1, 2, 3. Și 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și acum cel mai dificil, atenție, cel mai dificil, atenție. Concentrați-vă. Concentrați-vă. Perfect, atenție. Dificil, trebuie să mă aranjez, atenție. Da. Un vals la frapieră. Vals la frapieră, am zis. Atenție, este în premieră mondială pe țara locală aici la Gașca Zubli. Atenție. Wow. Deci...
vals la frapieră. Și un, doi, cap, un, doi, cap, un, doi, picior și tu. Nu prea mers. Vrei să încerc și eu? Asta e mai regulată. Deci, da. Un, doi, cap, un, doi, cap, un, doi, picior și tu. Cap, 2, 3, 4, 5. Mi-a stricat frapiera, era nouă nouță. Era nouă nouță, abia am cumpărat-o cu 10 ani de zile. Nu-i frumos. Ok, 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 să continuăm. Deci, vreți să faceți bani din muzică? Se poate? Se poate. Da, da, vreau, perfect. Dacă se poate, hai, vreau. Ridică mâna așa, fă hop. Hop. Suflă așa. Și arunc aici. Stai, eu vreau întâi să mă uit. A, uite-te. N-am nimic. Și arunc aici. Ia uite. Mamă mia. 1, 2, stai. 3. Ia uite. 4. 5. Ia zi. Ia zi. Ridică picioare și faci așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O, extraordinar, atenție. O grămadă de bănuți, o grămadă de... Suflă nasul, dar nu cu muci. Bine. Atenție, pleacă. Extraordinar. Este cămașa ta nouă, da? Da. Eu am din ureche. Ai avut. Am avut. Dar hai să mai căutăm ceva pe acolo. Ce mai vrei să păi mai nu facem? Ne dai banii, că ai zis că banii noștri păi sunt... Păi nu, că eu sunt impresarul și impresarul ia banii. Voi luați aplauzele. Eu mă aplaud singur, că nu se aud preferatele mele oricum. Mai ai trucuri pentru noi? Da, mai am trucuri pentru voi. Ce vreți să facem? Hai, eu vă plac poveștile? Da. Da. Eu știu cele mai multe povești. Vă plac poveștile? Da. O să vă zic o poveste. Vreți să vă zic o poveste? Stați. Să aduc o poveste. Îi zic eu o poveste, că eu știu o poveste. Ai văzut că am și în aplicație. Păi că ești cel mai bun încălcitor de povești. Nu sunt încălcitor, eu știu sigur povești. Bine. Da. Mama a venit cu o sfoară. Cu trei. Cu trei sfoare. Trei. Sfori. Trei. Atenție. Povestea celor trei frățiori ca niște sfori. A, așa se numește? Așa se numește. De Augustin? De ei. A, de ei. Atenție. A fost o dată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. Sincer, nici eu n-aș fi spus un singur cuvânt dacă n-ar fi fost adevărat. Da. Au fost trei. Trei. Câți? Trei. Câți? Trei. Trei. Trei frățiori ca niște sfori. Ca niște sfori. Ce, exact. Da. Pe cel mic îl chema. Cum? Șnurulică fără frică. Șnurulică fără frică. Exact. Pe cel mijlociu îl chema Șnur Contur. Șnur Contur. Iar pe cel mare îl chema Șnuruloi față de butoi. Așa se dau numele la sfor, nu râdeți. Așa se dau numele la sfori. Da? Șnurulică fără frică, Șnur Contur și Șnuruloi față de butoi. Exact, da. Și cât era ziua de lungă, așa. Șnurulică fără frică, Șnur Contur și Șnuruloi față de butoi. Exact. Atenție. Se cer tau. Serios? Bă, că eu-s mai mare. Bă, că eu-s mai tare. Bă, că-s mai frumos. Și mai ară toți. Exact. La final de zi, la final de zi, toți trei erau la fel de mari, la fel de tari, la fel de frumoși. Și de ară toți. Și anume, Șnurulică fără frică, Șnur Contur și Șnuruloi față de butoi! Așa se dau numele la sfor, ce-i cu voi? Unul dintre ei s-a supărat. Da. Și a zis, eu m-am supărat și vreau să plec. Și a plecat. Unde? Nu știu. Ceilalți doi au zis, hei frățioare, dacă am rămas doar noi doi, hai să ne unim capetele și să facem o sfoară mai lungă și mai puternică. Și a făcut, și a făcut, și a unit capetele într-o sfoară mai lungă și mai puternică. Wow! Tu chiar ai făcut o sfoară din două sfori. Atenție, atenție. Tare. Și au zis, hai să facem și două noduri, atenție, ca nimeni niciodată să nu poată intra printre ele. Zis și făcut. Numai că ei aveau un duș. Man! Un duș. Duș, făceau duș. Un dușman. Un dușman. Și ce la un dușman? Un om care nu e atât de prietenos cu tine. Un om care este rău, care vrea să facă rău. Este cățel. Rău. Căței nu sunt dușmani. Nu, nu. Căței sunt prietenii noștri. Da. Așa. Și pe dușmanul lor îl chema, știți cum îl chema? Ineluș. Șerc.
Acerc. Știi de ce îl chema cerc? De pentru ce? Că era rotund. Ca un cerc. Și cerc a vrut să intre printre noduri și a făcut poc. Dar nu și poți, n-a reușit. Nu poți, n-a dar nu ai. Și a mai încercat încă o dată și a făcut poc. N-ai cum. Și n-a reușit. N-a reușit. Și a mai făcut încă o dată. Poc, poc. Și n-a reușit. Nu poți. Și a mai încercat încă o dată și a făcut poc. Și n-a reușit. Și a dat seama că e deștept, dușmane, atenție. Și a dat seama că dacă face pac 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 nu o să reușească. Și atunci a făcut pleșc și a intrat pe sfoara înodată. Nimeni nu înțelege cum. Și atenție, atenție, atenție. Cum ai făcut? Nu știu. Dar nu puteai, cum a intrat dușmanul între prieteni? Atenție, între atenție, norocul lor, al frățiorilor, a fost că unul dintre voi a ridicat mâna sus. Tu ai ridicat primul? Ah. Ridică de cerc așa și a scos cercul afară. Sunt eroul frățiorilor! Exact! Puteți să-l aplaudați de acasă că noi vă auzim și chiar dacă nu vă auzim, vă simțim! Și atenție, și atenție, foarte important, foarte important. Cei doi s-au supărat și au început să plângă. Așa plâng sforile. Așa fac sforile când plâng. Mi-e dor de fratele nostru care a plecat departe. Aș vrea să fim din nou la fel ca altă dată. Și când au zis să fim din nou la fel ca altă dată, un miracol s-a întâmplat. Și au fost din nou la fel ca altă dată. Și a venit și fratele lor de la deportare care a zis: hei, frățioare, nu mi-ați mai dat un like pe Facebook? Nu mi-ați mai dat un SMS? Un mesaj pe WhatsApp, Disney, chat, TikTok, Instagram? Și a fost din nou șnurulică fără frică, șnur contur și șnurul lui față de butoi. Stați, numai că ei și-au dorit să fie la fel ca mai înainte. Știți cum erau înainte? Cum? Unul era cum? Mic. Mare. Unul era mic. Mic și unul era? Mijlociu. Exact cum zici tu, șnurulică fără frică, șnur contur și șnuruloi față de butoi. Așa se dau numele la sfori. Dacă aveți sfori, așa să dați numele la ele. Șnurulică fără frică, șnur contur și șnuruloi față de butoi. Asta a fost povestea celor trei frățiori ca niște sfori. Bravo! Ce tare! Yeah! Mulțumim mult, Augustin! E foarte tare trucul ăsta. Sunt curios, poți să le spui prietenilor noștri de acasă unde te găsesc? Mă găsesc acasă la mine, no, sau asta, pe internet. Sau pe... Unde pe internet? Unde pe internet? Pe internet când tastează ei frumușel. A, G, I. De ce? Că G și I se citește G. A, Maghi. Magicianul Augustin.ro. Sau pe Facebook, dacă mă căutați Augustin Magicianul, mă găsiți acolo. Eu am anunțat că o să fiu aici, să știți. Deci, ce drăguț, mulțumim. Și. Doi, dacă sunt copii peste 6 ani până în 12 ani, eu am deschis acum o pagină pentru copiii care vor să fie și mai deștepți. Și mă, se numește cursolino.academiadeilusionist.ro pagina și acolo aveți 27 de cursuri pe care le puteți face pe toate într-o lună să fiți deștepți, mai deștepți decât mine cel puțin. Adică copiii cursuri se înscriu acolo și pot deveni magicieni? Și magicieni, învață și astronomie, învață și limba chineză și limba japoneză, învață și antreprenoria. Zim și mie ceva în limba japoneză. Arigato! Exact. Și eu știu ceva, vrei să zic? Da, Toyota. Sayonara. Exact. Sayonara. Exact. Doita și mașite. Fiți atenți. Ce vă propun eu? Da. Să mai alegem un truc de magie. Bine, dar scurt, repede, că avem și noi o surpriză pentru tine. Da. Serios? Da, nu te bucuri. Bun, mai avem după aceea timp să mai facem ceva sau după aceea mă dați? Terminăm. Nu, trebuie să terminăm. Am înțeles. Deci, ia tu, stai, las că aduc eu, rămâneți aici, nu plecați. Așa, oare ce aduc eu? Și eu mă întreb ce am eu aici. Am mai văzut țac din ăsta. Și eu am mai văzut. Ce coincidență! Atenție. Am aici baloane. Da. Ați mai văzut și baloane? Da. Da. Le-am și văzut voi și de acasă ați mai văzut baloane, da? Atenție. Punem baloanele în un săculețul gol. Da. Gol, da. Atenție, îl punem înăuntru. Atenție. Facem hocus pocus. Zi o culoare, orice culoare vrei tu. Roșu. Roșu, atenție. Bagă un ascot roșu pe care îl transform în roșu. Roșu. Hai că s-a nimerit, să zicem, da? Hai, zi-te o culoare. Galben. Galben, perfect. Atenție. Facem o magie. Atenție, bagă tu mâna acolo și scoate ce vrei tu. Scoate un singur balon. Unul singur. Ușor. Ușor, unul singur. Nu-l găsesc. Unul singur. Oh, ce tare! Hai, o să scot și alb acum. O să scot și alb. Nu mă uit. N-ai zis hocus.
Hei, ai încurcat sacii. Hârtia asta, dar e albă. Da, e albă, dar nu e balon, să fie albă. E balon. Ok, bun. Cu ce seamănă când e făcut așa? Un avion. Un avion, da. Ce faci, cu ce mai seamănă? O pasăre. Cu ce pasăre? Cu o pasăre albă, albă? Cu pescăruș. Pescăruș, cu altceva? Barză. Porumbel, cu altceva? Barză? Albatros. Albatros? Bă, atenție, pun aici albatrosul barza, fac focus focus, așa, și scot de aici un porum. Extraordinar! Wow! Extraordinar, extraordinar. Ține mâna așa, ține mâna așa. Așa, 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 ia să vedem să... Ia, ia, se duce. Se duce! Wow! Foarte tare! Ia, ia, stai, 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 stai. Stai, ține mâna așa, ține mâna așa. Ia, 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 ia. Wow! Ce tare! Am porumbel pe mână, am porumbel pe mână. Cum îi cheamă? Ia, ia, stai, stai, stai. Cum te... Ce? Ce? Zice că nu știi de unde a apărut. Ba da, a apărut în sacul tău. Cum? Cum? Zice să-i dăm un nume. Nu să-i dăm un nume? Da. Mai să-i dăm un nume. Atenție, atenție. Facem în felul următor. Facem în felul următor. La trei, da, știu, da. Mai face și câinea. Atenție, atenție, atenție. Atenție. Facem în felul următor. La ce? Nu te certa cu mine că vorbesc cu domnul frumos. Atenție. Deci, deci facem în felul următor. Deci, la trei, strigați toți trei, da. Și cei din platou de pe unde mai sunteți, doamna de la contabilitate și doamna ce... Așa, bun. Atenți, toată lumea, da? Strigați orice nume vreți voi să-i dăm porumbelului. La trei, atenți, nu vă grăbiți. Nu, nu vă grăbiți. Nu ne grăbiți. Atenți. Unu, doi, trei, tare! La, la! La! S-a auzit Vasile. Nu, Coco, am zis eu. Da, la... Eu am zis ia, la, da, ce, ce ți-a plăcut? Ileana? Da, Ileana. E fetiță? E fetiță, da. Da, da. Am e fetiță. Putem fi Ileana. Lala. La Ileana, Lala, e ok, Ileana, Lala, Vasile, Coco, mă, cum i-ați mai zis. Deci are, o să aibă mai multe nume, dragilor. Simt surpriza, că mă țin surpriza. A, uite, surpriza ta, pentru, surpriza noastră pentru tine pentru este mine. Roata Zurlii. Da. Wow, de când aștept la Roata Zurlii să învârși și eu la Roata Zurlii. Serios, tu chiar știi cum se joacă Roata Zurlii? Bineînțeles, dar mă vă urmăresc. Să ce crezi că numai copiii vă urmăresc și eu vă... Stați așa puțin, să iau puțin... Ta-na-na. Deci ce ai de făcut? Trebuie să învârți Roata Zurlii și în funcție de unde se oprește trebuie să faci o provocare, să cânti un cântecel sau să răspunzi la o ghicitoare. Ești pregătit? Da. Nu! Haide, pregătește-te! Atent, stai să iau masa să se duc în partea cealaltă. Să o duc în partea cealaltă. Trulii! Și am dus-o în partea cealaltă. Ce ai zis că avem fantome la matina? Asta e perfect, atenție! Augustin! Gata, avem fantome la matinal? Da, avem fantome, fantome! Okay, bine, spune să, dăm, să se învârtă Roata Zurlii ca să o învârt. Să învârt. Stai să-și revină lumea din platou, așa. Pa, perfect, 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 perfect. Bun, atenție. Să se... zi! Să se învârtă Roata Zurlii! Dar ai învârtit totuși, nu-i corect. Păi da, da, uite, eu nu ating. Să vedem unde se oprește ea, unde se oprește... La... Aici! Cântec! Și ce înseamnă asta, Augustin? Da. Asta înseamnă că trebuie să ne spui cântecelul tău preferat de la Gașca Zârlii. Am o căsuță mică, și acum trebuie să-l cântăm împreună puțin. Ce tare! Ce tare! Atenție, atenție! Stai. Pe negativ sau facem a capela așa? A capela! A capela! A capela înseamnă fără muzică, nu? Atunci am ajuns tu, da? Da. Deci eu o să fac vocea a doua, da? Bine. La modul că o să stau în spatele tău și o să cânt după tine, da? Măi! Deci. 3, 2, 1 și... Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și-mi lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Bravo! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Mulțumim și noi, Augustin! Prietenul găsiți pe Augustin pe magicianulaugustin.ro sau pe Facebook cel mai ușor. Da. Pe Facebook. Mulțumim că ai venit în dimineața asta la noi. Să știi că avem un cadou pentru tine. Serios? Da, avem o măscuță Zurlii și știu că ai două fetițe care sunt, da, da, da. Care sunt prietenele noastre și o să-ți dăm două măscuțe pentru ele. Ele. Să vină ele să și le ia. Și una haideți pentru tine. Asta e pentru mine? Da, asta e o pentru tine. O să pun acum măscuța? Da, poți să pui și acum măscuța. Salut, fetele! Cum vă cheamă? Pe ea o cheamă Anastasia, că n-are microfon, da. Iar cea de cu spatele, care i-am dat masca pe jos, o cheamă Sofia. Anastasia. Bună, Sofia și Sofia! Ea are 7 ani, are 9 ani. Bine ați venit la noi!
Ele sunt fetele magicianului chinuite, că merg cu mine în turneu pe unde merg eu. Ce tare! Știu ce tare, dar pentru el nu prea e tare, că și... toată ziua oboseală, Ei, dar mă rog, se descurcă ele. Ea știe să facă omletă. Iar, ea știe să facă, iar ea știe să facă popcorn la cuptor cu microunde, așa. Ea mai știe, a mai învățat să facă paste cu ton, iar ea după aceea a învățat și ea să facă omletă, după care ea a învățat să facă cartofi prăjiți și a învățat-o și pe ea să facă cartofi prăjiți. Voiam să vă întreb, tati v-a învățat și pe voi magie? Serios? Wow, ce știți voi? Tare! Mai, știți un truc de magie? Eu știu una. Ia să vedem. Ia. O biluță mică, stai că îți aduc eu un șervețel, un șervețel îți aduc dacă vrei. Care sunt capa mea. Da, îți aduc eu un șervețel sau o biluță dacă... Chiar sunt curios. Și eu sunt foarte curios. Deci aveți 79 ani, nu? Așa, bun. Fă-ți din asta o biluță sau o rupem? Așa, nu știu dacă se vede la cameră, dar credeți-o pe cuvânt că face magie. Atenție. Ia să vedem. Vedeți biluța asta? Da. O iau. Da. Da. Și a apărut. A apărut! Wow! Acum face și ea, atenție, face și ea, atenție. Și ea. Așa. Bun. Așa. Ai două biluțe. Așa, perfect. Și ce vrei să faci cu ele? Așa să le transport din mâna asta în mâna. Ia să vedem. Bine. Hai. Le am aici. Așa și pac. Și da. Suflu. Apoi le pun înapoi aici. Da. Și super tare. Bravo! Și acum să vă învăț și eu un truc de magie simplu, de făcut acasă. Stați, a căzut aia pe jos. Chiar, un truc pe care putem să-l facem de exact acasă. Exact, cu șervețel. Nu aveți nevoie de nimic altceva decât de un șervețel. Un șervețel. Atenție. Uite, ia și tu un șervețel. Da. Așa. Ia și tu un șervețel. Ta-na-na. Da. Și un șervețel. Așa. Și stați puțin deocamdată. Ce nu faceți nimic cu șervețelul. Trebuie să-l hipnotizăm pe șervețel. Eu mai fac și hipnoză de șervețele. Nu știu dacă ați auzit de hipnoză de șervețel. Atenție. Hipnoză. Da. Ați văzut? Cum ai făcut? Ați văzut? Ia uite. M-a pupat. M-a pupat șervețelul, ai văzut? M-a pupat șervețelul, ați văzut? Mamia nu funcționează. M-a pupat pe gură. M-a pupat pe gură. Nu știu dacă ați văzut și voi de acasă, m-a pupat pe gură. Exact. Atenți. Luăm șervețelul mototo, îl punem în partea asta, suflăm. Și a dispărut. Nu este nici aici, nu este nici în partea cealaltă. Este fix aici. La mine n-a mai facem, mai facem încă o dată. Atenție. Ca să vă și explic acum, desfaceți ușor cu grijă, ușor cu grijă șervețelul. Stai să mai aduc încă două pentru fetele mele care stau acolo și să, cum îi zice, tati, nu-mi dă și mie șervețel să-mi văd și eu magie. Tati, nu-mi dă și mie. Deci, așa, șervețel, perfect. Vă pune-le aici, așa că le luăm la final, așa și le ducem la gunoi. Bun, atenție. Luăm de colț, deci prindem așa, două colț. Două colțuri, da? Da. Da. Mânuța dreaptă, cea cu care mâncați, cea cu care scrieți, dacă scrieți cu stânga, invers, da? Ok, deci mânuța dreaptă, da. O țineți pe hârtie, mânuța stângă o ridicați în sus, da? Mânuța stângă, mânuța dreaptă, acolo, da? Perfect. Da. Eu fac invers, pentru că de acolo se vede invers și copiii sunt tentați să facă exact ca mine, da? Atenție, da. Deci... Așa, bun, așa. Și mâna stângă sus. Da. Noi vorbim în oglindă acum, da? Da. Okay, da. Mâna stângă sus, atenție, cu mâna stângă, mă dotolim ușor aici jos la piciorușele șervețelului. Ne imaginăm că aici sunt piciorușele șervețelului. Iar aici sus îi facem un ciuf, cum am și eu ciuf aici la păr, da? Un ciuf, da? Și am aici două degete libere. Degetul arătător, da? Și degetul care? Mare. Dacă vă vine ușor să mișcați șervețelul în felul ăsta, da, cu degetul. Exact, asta e toată mișcarea. Exact. A, ce tare. Așa. Exact. Și doar trebuie să sincronizați mișcarea, să vă prefaceți că trageți de aici, da? De o ață în jos, dar de fapt voi dați cu degetul. Exact. Ia uite. Vino cu ace, că faci foarte bine, Ia în spate acolo, taci și faci, știi? Ia. Ia. Păi v-am urmărit. Ia, să vedem. Ia. Super!
tare hipnotizat șervețelul. Foarte tare și eu am dat jucăriile pe jos. Sunt cel mai tare. Mulțumim mult că ne-ai învățat un truc. Mulțumim fetelor că ați venit astăzi la emisiunea. Nu uitați, ne vedem și mâine dimineață, tot începând cu ora 7. Mulțumim mult că vă uitați la matinalul nostru. Mulțumim că ați venit. Mulțumim, Augustin. Mulțumim fetelor. Faceți cu mâna acolo și spuneți prietenilor la revedere. La revedere, prieteni. Ne vedem mâine. Pupici cu tripii.